Autoritățile române au anunțat toate detaliile referitoare la programul de ajutor pentru populație intitulat Sprijin pentru România. Aproximativ jumătate dintre români vor avea de câștigat, într-o formă sau alta, de pe urma acestor măsuri. Începând cu cel mai devreme 1 mai, românii se vor bucura de mai multe beneficii financiare din partea statului român. Este vorba despre măsuri pentru persoanele aflate într-o situație economică precară, iar ajutorul va veni sub forma unor vouchere pentru alimente, creșterea tichetelor de masă, mărirea salariului minim pe economie, introducerea de noi subvenții pentru energie și nu numai. Foarte bine, pentru că sunt mulți oameni amărâți. Mulți. Chiar mulți. Lucru bun pentru cei care n-au. A fost bun venitul ăla ce am primit la începutul anului. Deci atunci am primit încă o pensie, m-a ajutat foarte mult. Da, de 2 ani. Da, cam așa. Ce să facem? Ne mulțumim. Noi pensionarii, cu cât avem, cu cât primim, n-avem ce să facem. Da. Lista include persoanele cu un venit mediu sub 600 de lei, cei cu credite la bănci, pensionarii cu sub 1500 de lei, persoanele cu dizabilități, persoanele cu venit minim garantat, elevii cu burse sociale, românii cu salariul minim, angajații care beneficiază de tichete de masă și, nu în ultimul rând, pacienții din spitale. Vor exista niște vouchere pentru alimente în valoare de 50 de euro care vor fi acordate la fiecare 2 luni. Acestea sunt dedicate familiilor cu cel puțin 2 copii sau familiilor monoparentale cu un venit mai mic de 600 de lei. Crește salariul minim în România cu 200 de lei, o creștere voluntară scutită de taxe. Mai mult decât atât, valoarea etichetelor de masă va crește de la 20,17 lei la 30 de lei, iar norma de hrană pentru pacienții din spitale și vârstnicii instituționalizați va crește de la 11 la 22 de lei.